Odată cu semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, țara noastră s-a obligat să îndeplinească un șir de reforme, inclusiv în domeniul transportului feroviar. În acest sens, un proiect important de viitor este trecerea de la ecartamentul sovietic la unul european. Ministrul Transporturilor din Republica Moldova, Iurie Chirinciuc, spune că deși e nevoie de o sumă importantă de bani pentru a înfăptui acest proiect, totuși nimic nu este irealizabil. Până când mergem pe acest ecartament larg pentru a construi cale ferată cu ecartament european, sunt nevoie de foarte mari investiții. Cu toate acestea, avem un proiect și cred că în viitorul apropiat vom face studiu de fezabilitate și vom putea da detalii concrete, termeni de executare până la Chișinău și care este costul acestei investiții. Pe segmentul feroviar din Republica Moldova, nodul de cale ferată Ungheni are un rol destul de important, deoarece anume aici are loc modificarea ecartamentului pentru transportul de mărfuri în țările europene prin România. Din 1944, pare mi se că deja a trecut la noi ecartamentul larg, adică ce ține cu România, avem chestia de transpondere, se dorează un pic, dar deocamdată asta e situația. Și la capitolul transportul feroviar de pasageri, nodul de cale ferată Ungheni este unul strategic pentru țara noastră. Un exemplu recent este noua cursă de tren Chișinău-Iași, care oferă pasagerilor săi condiții europene. Trenul 821, peruta Chișinău-Socola, Pisa-Piești, la linia 300, trenul 821, peruta Chișinău-Socola. Cum ți pare această cursă? E foarte bună. Ai văzut trenul din interior propriu-zis? N-am văzut, dar cred că sunt în condiții bune de călătorie. Voi utiliza și după posibilitate voi merge în Iași. Я видела, я знаю, но я в Ясы не езжу, а первый раз еду на Кишинев этим поездом. Удобно, быстро, комфортно. Această rută era mult așteptată. Avem ecartament larg până la Socola și peste 50 de ani de zile nimeni nu s-a gândit să-l utilizeze în așa mod ca cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului să circule liber și cât mai repede și confortabil. Potrivit reprezentanților Ministerului Transporturilor din Republica Moldova, pe nodul de cale ferată Ungheni urmează să fie implementate și alte proiecte care vor îmbunătăți condițiile de transport de pasageri, dar și de mărfuri.